Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere despre persoana cu care veți fi în relație. Acum, că o fi relație de triunghi amoros, sper că nu, eu nu susțin așa ceva. Sau o relație normală, de scurtă durată, de lungă durată, nu specific acum tipul de relație, însă vreau să vorbesc despre cum arată acest personaj, cum arată caracterul, în mod special, și alte mesaje care vin. Dar vă anunț că au venit niște cărți de au venit niște cărți de... În fine. Aveți de ales între... Deja am ales câteva. O să folosesc tarotul în momentul în care simt nevoia de clarificare sau văd atunci pe moment cum voi folosi fiecare set de tarot. Pentru numărul 1 aveți acest set de cărți și grupul de cărți pe care îl vedeți și acest inel care ce are? Are un cal, e un cal de argint, da? Știți că îmi plac cai. Așa, da? Inel. Pentru numărul 2 aveți acest individ. Acest individ care am senzația că stă și se gândește. Ia uitați-l când stă și se gândește. Mai sper să nu se vadă vreo carte, că nu vreau. Ia uitați. Stă și se gândește. La voi, la relație, nu știu la ce. Stă și se gândește. Și acest set de cărți, Quite Dark, de fapt este numărul 13, acest set de cărți. Mi s-a părut că dă bine cu argintiu și nu am mai folosit de mult setul acesta de cărți. Destul de întunecos, într-adevăr. Ca să știți. Acest set de cărți pentru numărul 3. Colorat, pictural și în ce stângeraș, fairy. L-am din Anglia, de la o prietenă, singura prietenă pe care am avut-o în Anglia. Cam asta e, vă puneți pauză și vă alegeți. Eu, bun. Cărțile de o parte. Sper să nu dărâm nimic. Nu vrem să dărâmăm nimic. Numărul 3. Pe unde să pun eu cărțile ca să am loc? Au niște cărți, de, nu pot să zic, deci nu pot, deci acestea care le-am extras separat sunt la toate numerele, dar în fine. Sper că v-ați hotărât. Cei care ați ales numărul 1 și acest inel de argint reprezentând calul. Calul este un simbol al libertății. Știți foarte bine? Nu știți? Vă zic eu. Dar... Interesant, vin mesaje, este și un simbol al loialității. Ați ales... Ați ales un inel, inel care înseamnă legământ. Poate că unii dintre voi veți face un legământ cu acest personaj în ideea că, am zis, libertate și loialitate. Nu înseamnă, nu vorbesc de libertinaj, ci vorbesc de libertate. O relație asumată, dar în care celălalt, și voi, și ei, nu stați atașați, legați, nu-i sugrumați, nu le sugrumați libertatea. Da, au acest legământ în spate și îl poartă oriunde se duc, sunt liberi, dar, repet, nu se duc în alte relații, cât să-și vadă de hobby-urile, de pasiunile, de, eu știu, călătoriile lor, de felul lor de a fi poate mai... Care mesajul? Neconvențional. Venea cuvântul nărăvaș, dar nărăvaș în sensul de neconvențional. Poate că amândoi sunteți la fel, nu știu exact, veți trăi și veți vedea, dar acest personaj clar este, cum am zis eu, dacă și voi sunteți la fel, super! Vă potriviți. Dacă nu, va fi mai greu. Dacă sunteți figuri statice, tradiționale, va fi mai greu. Însă, haideți să vedem ce să vedeți ce a apărut la hiena. Oh, Doamne. Jupiter. Nici nu știu cum să le pun ea.
Jupiter este planeta care vă va influența foarte mult. Dar imediat, hai să vorbesc. Wow, ce cărți, ce cărți. Să le pun așa într-o oarecare. Au venit multe, mai ales la numărul 1. Probabil simte nevoia să comunice sau să arate. Ca să nu vă speriați eventual. Că e ceva dangerous. It's dangerous. În acest personaj. Așa, ce drăguț. Am vrut să pun poze din... Până la urmă am lăsat... V-am lăsat să alegeți cele trei elemente. Dar am vrut să aleg poze din setul meu de cărți. De acolo a venit eu. De ce a venit? Wow, 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 wow. Și să nu uităm, asul de cupe a fost și asul de cupe, îl specific. Deci, ce va fi, va fi, dar va fi și dragoste, asul de cupe. Eventual, dragostea se va stabiliza. Se va stabiliza. Interesant că apare schimbare și 42, 4 cu 2. Wow, ce cărți, ce cărți, ce cărți, ce cărți. În primul și în primul rând, acest personaj este... Dragii mei, în acest moment, acest personaj vă privește, vă urmărește, vă studiază și nu doar acum, vă va studia mult timp și vă va urmări tot timpul, pentru că are niște tendințe toxice acest personaj. Chiar dacă se vor schimba lucrurile între voi și prin voi și cu voi, acest personaj are un anume tip de gelozie. 15 este numărul diavolului, dar 5 și cu 1 înseamnă 6 și veți vedea, 6-6 apare sub o altă formă mult mai frumoasă. Sau, da, apare. În primul rând am tras această carte, prima cred că a fost, da, Hiena. Personajul acesta e foarte miștocar, ironic, zâmbește în față, dar nu-și arată intențiile. Sau cel puțin așa a fost și va mai fi o perioadă. Însă, ce este foarte interesant, a apărut schimbarea, cameleonul. Da, este schimbător, este adaptabil, este... viclean, inteligent, clar, foarte inteligent, dar... E o inteligență care ascunde, interesant, dar ascunde. Acest personaj ascunde niște chestii. O fi avut motive. Regele de spade, invers. Ah, nu? Ce era? Nu era. Ei, scribul. Scribul este valetul. Valetul de spade, invers. Valetul de spade, invers, întotdeauna urmărește. Urmărește. Și am zis, aveți cel puțin trei cărți care arată că acest personaj... Vă urmărește eventual de mai mult timp. Dacă v-ați mai întâlnit cu ei, dacă a fost ceva între voi înainte să începeți relația, voi știți sau poate nici nu știți, că poate nu vă dați seama exact cine este. Dar eu vă dau câteva detalii. Am spus că apare 15, simbolul diavolului, alături de hiena și de valetul de spade, care reprezintă inteligență, istețime... Însă un personaj care vorbește puțin, gândește destul de mult și nu arată ce gândește. Nu arată. Ați spune că poate să fie un personaj prefăcut. Ați spune. Un personaj care ascunde, posibil pentru unii dintre voi să ascundă o căsătorie, să ascundă o situație financiară foarte bună, dar dacă ascunde așa ceva... Cu marele preot și împăratul, veți manifesta totuși împreună un as de monede și soarele, mai presus de împărat și de mare preot. Veți manifesta fericire, v-am zis că a văzut asul de cupe. Și zic că Jupiter înseamnă expansiune, profesorul benefic între voi, atracție fizică, vezi, culoarea portocalie este o atracție fizică foarte mare între voi, da. Și sexualitatea acestui personaj este în exces, aș spune. Poate pentru unii să fie un personaj blond spre roșcat. Poate să aibă, nu știu, ochii albaștri, paralbaștri sau verzi. Poate pentru unii. Poate să mai poarte bărbiță, că na, acum se poartă. Poate că nu toți vor avea plete, dar nu știu, unul poate are părul scurt și are bărbiță, altul are părul lung și nu are bărbiță. În fine, chestiune. Un personaj căruia îi plac bijuteriile. Un personaj care
Ai un corp frumos, da, arată bine. Arată bine și știe că arată bine. Dar, vedeți, la bază este un trunchi. La bază își dorește stabilitate sau cel puțin până acum un anume tip de stabilitate, mare preot și împăratul. Aș spune că are nevoi materiale destul, pe lângă cele sexuale și nevoi materiale destul de mari. Însă, în spate apare acest valet de cupe. Cu alte cuvinte, este o fire sensibilă. Ah, interesant, trei valeți. Valetul de monede. Are multe de descoperit, posibil, în relație cu voi, pentru că Jupiter este planeta care va guverna această relație. Și unul dintre voi va fi profesorul. Celălalt va fi cum se explică împăratul? Da, posibil să fie bărbatul divin pentru unele dintre voi, dar celălalt va fi cel care va proteja, va proteja relația în viitor. Însă, începutul acestei relații începe printr-un anume tip de control, de împăratul ăsta care este foarte neșlefuit. Foarte brutal, aș spune uneori. Poate că nu în relație cu voi. Pentru că văd aici o schimbare. Totuși, Camelionul, chiar dacă este un personaj schimbător și adaptabil, care poate schimbă, să zic, aspectul fizic, hainele, eu știu, bijuteriile, îi place să arate bine, da? Face asta din cauza că nu a ajuns la un anume tip de maturitate, veți descoperi. Însă, repet, în această relație se va manifesta un nou început. Asul de monede și soare, fericirea și trezirea. Poate că sunteți cu soarele. Pentru mine această carte reprezintă flăcările gemene și un sărut care aduce lumină. Dacă v-ați sărutat deja, dacă v-ați îmbrățișat deja, și la un moment dat veți intra în relație cu acest personaj, veți vedea că acest personaj se schimbă. Acest personaj se va schimba în, vedeți, asul de monede și soarele. Lumina aceasta vine alături de voi și prin voi. Și zic de schimbare pentru că a venit Camelionul, este sau reprezintă schimbarea, nu doar fizică, ci și emoțională, și apare fericirea și delfinul. Am zis, personajul este sensibil, are foarte multe de descoperit, de șlefuit, de învățat în această relație, prin voi, prin ei și prin relație. Dar vedeți voi, oamenii care ascund, care sunt secretoși, care urmăresc, nu sunt siguri pe ei. Da, vor controlul, pentru că așa au învățat în familie, dar chiar dacă vor controlul și vor să domine, au o nesiguranță. Însă, interesant, apare nouă pentru mine, iar ține de Jupiter. Poate este distanță între voi, Jupiter, nouă, casa nouă a călătorilor, dar și a învățăturilor de înaltă calitate. În preajma voastră și unul și celălalt, amândoi vă veți extinde, să zic, universul. Și, în primul rând, acest personaj, am zis, e mișto, car, dacă e bărbat, și femeie, dacă e, este ironică. Este ironică. Poate nu va manifesta, dar dacă e femeie, poate să fie foarte periculoasă. În ce sens? Există un grad de gelozie. Dar, totuși, fiind ființe libere, voi, ei, nu știu cine, unul dintre voi sau ambii, fiind ființe libere, posibil încearcă să treacă, să se schimbe, să iasă din acest tipar și să rămână în umbră, pentru că era la capătul setului de cărți. Însă, vă urmărește. Interesant, pentru unii, și Hiena și
Leopardul. Posibil acest personaj să-i placă foarte mult îmbrăcămintea de camuflaj. De camuflaj, army sau animal print. Pentru unii. Dar am zis, dacă este bărbat, doritor de control, poate mai neșlefuit în familie, cine va fi profesorul spiritual? Pentru că este clar, unul dintre voi va fi profesorul spiritual, celălalt va fi în exces. Pentru că Jupiter înseamnă și excese. Celălalt va fi în exces. Dar dacă a fost până acum un exces negativ, în preajma voastră se va schimba prin dragoste. 33 înseamnă 6, 42 înseamnă 6 și 15 înseamnă tot 6. Deci dacă este toxic sau toxică, geloasă sau gelos sau geloasă, sau nu arată ceea ce simte, nu, eu nu simt nimic, știi? Da, îmi place de tine, dar de fapt nu simt nimic, dar de fapt se simtă foarte multe. Este așa din cauza că n-a avut dragoste, din cauza că a avut în familie personaje care au mai ales figuri masculine, extrem de tradiționale sau extrem de doritoare de control. Și ce au văzut, într-o anumită formă au făcut, au realizat, au manifestat. Și chiar dacă s-au schimbat, am zis, chiar dacă ați fi voi profesorii spirituali și ei să fie, să zic, eu știu, varianta care trebuie să învețe de la voi, recunoașteți că și voi aveți încă o umbră cu care trebuie să lucrați și probabil că dacă sunteți flăcări gemene, această flacără geamănă vă atrage atenția asupra unei posesivități, tendința de a fi geloși, de a fi posesiv, de a fi super pasional cu acest leopard. Da, iar ochii albaștri văd. Ce vreau să spun, acest personaj își va descoperi dragostea alături de voi. Eventual și voi veți descoperi, dacă sunteți bărbați, veți descoperi dragostea alături de acest personaj. Acest personaj vă va schimba, schimbare, schimbare. Și avem și 5 marele preot, iar și acesta vorbește despre schimbare. Dar schimbare de gândire, sistem de gândire. Veți începe să credeți în lucruri benefice, în lucruri frumoase, în cupluri fericite. Și dacă acest personaj este căsătorit sau este într-un contract cu cineva, o chestiune tradițională, fixistă, bazată doar pe nevoi materiale, se va schimba situația din cauza iubirii care este între voi. Pentru că veți fi fericiți, mă. Happiness și soarele asta chiar arată. Și am zis, a văzut și asul de cupe. L-am pus, l-am amestecat. Acest personaj nu înseamnă pentru mine, iar creștere spirituală va crește. Și foc va crește, focul reprezintă spiritualitate printre multe altele, da? Posibil să fie bărbat cu planete în semne de foc, sigur este, planete, orice ar fi. Și vedeți, sunt culorile de la împărat. De la această dorință de control să-și descopere eventual dorința de libertate versus libertinaj. De dorința de a iubi, interesant, va descoperi că poate să iubească și un trandafir alb, poate să iubească chiar foarte frumos, pur. Eventual, cu Jupiter va fi și o... se va deschide și al treilea ochi, va începe să vadă, va începe să vadă lumea dintr-o altă perspectivă, apropo de schimbare. Și a zis... puteți să fiți foarte diferiți, cum arată și camelionul, dar împreună să fiți foarte fericiți. Interesant că aici sunt două ape, ape negative și ape pozitive, ape aerisite și ape buxite de pământ, de nămol, fără lumină. Exact emoțiile peste care va trebui să treceți la un moment dat în această relație ca să fiți fericiți. Ar putea chiar la un moment dat pentru unele doamne cu acest personaj să aveți un copil. Posibil. Dar nu pentru toată lumea. Evident. Este Jupiter în astrologia vedică, reprezintă bărbatul. Bărbatul divin. Și aveți semnale. Dar, repet, acest personaj este sensibil. Are o anumită doză de stabilitate, de... că inteligent, clar este. Inteligentă.
Dar va descoperi multe alături de voi. Depinde ce sunteți voi, cine sunteți voi. Dacă voi sunteți profesorii spirituali, îi veți transforma. Dacă știți că nu sunteți voi profesorii spirituali, veți descoperi foarte multe alături de acest personaj. Interesant, vedeți în această carte, aici am Marele Preot, o carte făcută de mine. Iar este o poartă, aici este o poartă și în spatele porții este lumină. Vă veți deschide orizonturile, să veniți în două zone diferite și unul și celălalt. Unul dintr-o zonă de întuneric, altul dintr-o zonă de lumină, dar veți descoperi, veți crește, veți crea împreună. Hai să... ce-ar mai fi cât am vorbit? 21 de minute. Curățăm cărțile. Pișem Adonai, Mimini, Mihail, Umis, Moli, Gavir, Umilif, Nai, Uria, Ume, Ahorai, Rafael, Baal, Roșii, Shekinate. Iau te, Marele Preot. În primul și în primul rând este o legătură spirituală între voi. Repet, dacă este căsătorit sau dacă familia aceea din care vine e negativă a unora, dacă este căsătorit, se va încheia capitolul, pentru că e multă pasiune, da? Veți renaște. Împreună. Hai să vedem totuși. A trebuit să clarific ceva. Posibil cu marcaș puternic în semnul taului, berbecului, poate și leu, semne de pământ văd și de apă, în fine, cam toate elementele sunt, dar Jupiter în sinastrie, clar Jupiter este foarte important în sinastria voastră. Interesant, a zis, dacă acest personaj este excesiv sexual împreună cu voi sau dacă voi sunteți excesiv sexual împreună, sexualitatea voastră va genera lumină și va genera dragoste, va genera trezire, trezirea energiei Kundalini. Vedeți? Și am zis că va fi foarte protector. Vedeți cum ține mâinile? Interesant, da? Cum ține mâinile ca să protejeze această dragoste. Și dacă este ironic, ironică, este pentru că nu știu cât conștientizează sensibilitatea pe care, potențialul de a iubi, de a fi fericit cu cineva sau fericită. Dar, repet, aceste lucruri le va descoperi împreună, le veți descoperi împreună și își protejează inima în primul rând. Să nu fie decepționată, probabil că a trăit niște experiențe neplăcute, nu știu, s-a văzut ceva, dorința de control în familie, repet, însă va fi foarte protector, varianta bună a împăratului va fi foarte protector față de această dragoste. Interesant, poate acest personaj să aibă calități bioenergetice, kinestezie, aud într-o anumită formă, nu știu, să fie foarte tactil, să-i placă să vă atingă, să vă atingă și poate să aibă calități, da, de vindecător pe care le va descoperi împreună cu voi, interesant. Împreună le veți descoperi, în cazul în care nu știe sau nu știți. Dar cred că acest personaj, această figură masculină, că nu apare feminin, apare masculin și destul de masculin, bărbat, Marele Preot, împăratul, soarele, energie masculină divină, iar pare masculin, da? Hiena, să zicem că este hermafrodită, deci poate să fie și femeie și bărbat, în sensul că e un aspect... Ah, interesant. Ascunde aspectul... Ce? Luna neagră. Ascunde sensibilitatea. Poate că știe că e sensibilă și ascunde sensibilitatea. Și nu doar, poate ascunde și bani, poate mai ascunde ceva, dar, eu știu, fine.
Personajul acesta va veni de la drum, de la distanță, se confirmă, trei de bâte. Ia uite, asul de cupe. Va fi dragul, asul de spade, asul de bâte, de monede și asul de cupe. Măi, e un nou început, este un nou tipar. Sau, nu știu, sau voi sunteți un nou tipar în viața lor. Veți manifesta noi începutul. Chiar dacă, repet, chiar dacă acest personaj este căsătorit, chiar dacă acest personaj sau căsătorită are o afacere sau este influențat de familie, controlat de cineva din familie sau controlat de cineva, veți manifesta așa începuturi. Și toate lucrurile, toate, și atmosfera în general se va schimba către fericire într-un anume fel. Extraordinar! Ia uite, schimbarea apropo de roata norocului. Doi de cupe. Mai din o carte. Încă o carte. Au sărit ca nebunele. Ah, uite că vor să vină câte? Wow! Două. Am vrut să fie trei, dar uite așa. Am zis... Posibil veți începe printr-o prietenie. Doi de cupe înseamnă prietenie. Este sufletul vostru pereche sau flacăra geamănă. Iar lumina între voi. Repet, dacă v-ați căsătorit, nu. Vreau să zic, poate că să vă căsătoriți unii. Nu e obligatoriu, dar poate. Că 10 de cupe înseamnă căsătorie fericită. Este un vis. Ideea este că dacă v-ați sărutat, v-ați îmbrățișat, ați simțit că este ceva foarte special. Și acest personaj, oricât de ironic, de negativ ar fi, și, repet, doritor de control sau tradițional, se va modela în timp, se va schimba. Pentru că apar elemente care țin de apă, care lustruiesc această figură destul de... Care ar fi cuvântul? Neșlefuită, da, neșlefuită. Unghiulară. Dură. Și se vede a avut până acum tendința să fie dur. Doi de cupe. E o prietenie, e o comunicare de la suflet la suflet. Poate că voi simțiți, am zis, cel care e profesor pentru celălalt îi simte potențialul celuilalt. Blond și șaten închis sau brunet sau ceva, o culoare mai deschisă și o culoare mai închisă între voi. Iar diferențe, dar care se vor... Iar diferențe, dar nu anihila în sensul, vă veți completa și se va schimba energia între voi, total, în ce sens? Dacă după această prietenie, nu știu cât o fi, conversație, comunicare, poate chiar telepatică, subtilă, empatică, pentru că avem mulți valeți că veți comunica la un moment dat, energia se va schimba, roata se va schimba și un anume tip de noroc se va manifesta. În ce sens? Noroc și bogăție, că asta înseamnă fortune, da? Fortuna aduce noroc și bogăție. Aș spune că veți manifesta, 10 de cupe înseamnă soare, varianta mică. Veți manifesta acest vis cu acest personaj, visul de a fi fericiți împreună cu cineva, nu știu. O familie fericită, un cuplu fericit, nu știu cât timp, nu știu când. Dar dacă nu fi căsătorie, veți fi fericiți la un moment dat, veți fi foarte happiness, 10, soarele, veți fi foarte fericiți în momentul în care vă veți da șansa să pășiți de la 0, de la 1 în această relație. Să schimbați direcția. Eventual cine e căsătorit sau cine e în control să schimbe direcția. Poate dacă acest personaj chiar căsătorit sau necăsătorit, puteți să puneți și A la sfârșit, căsătorită sau necăsătorită, și unul și altul aveți opțiuni. 7 de cupe, oricum acest personaj are opțiuni. Da, probabil nu arată tot, ține secret anumite opțiuni. Și opțiuni pot să fie nu doar persoane, pot să fie și hobby-uri și alte preocupări. Dar roata norocului înseamnă foarte mult, înseamnă și karmă și întâlnire predestinată. Destinul v-a adus împreună
ca să manifestați, aș spune, ori emoții copleșitoare, ori o fericire la care ați visat, separat. Iar Jupiter, exces, exces de emoții, dar nu e vorba doar de exces. E vorba de o lecție spirituală, e o lecție profundă. Eu așa văd cărțile. Ia uite, 9 de cupe, ia. Da, acest personaj poate să fie, dacă e bărbat, mai aventuros. Să aibă multe secrete, aventuri secrete. Însă, atracția dintre voi va fi foarte puternică. Dacă sunt și responsabilități în viața lor, că vorbim totuși de ei, le vor depăși. Acum această atracție poate să fie atracția dintre voi. Dacă v-ați întâlnit, nu știe nimeni că voi v-ați întâlnit, asta e clar. Dacă v-ați întâlnit, nu știe nimeni. Sau foarte puțin știu că v-ați întâlnit. Și această atracție, să zic în secret, deja devine copleșitoare. 10 de bâte și 9 de cupe. Devine copleșitoare și trebuie, iar 10, trebuie schimbată, materializată într-o altă etapă în care nu mai fugiți de adevăr, nu mai vă ascundeți, nu mai sunteți ironici, nu mai negați faptul că aveți sentimente, nu mai ascundeți, să zic, alte responsabilități, dacă sunt. Acestea se vor schimba. Pentru că Marele Preotul este 5 și roata norocului este 10. Cu ceva eforturi, se va schimba în bine situația. Cam asta văd. Sper să-mi povestiți când se va întâmpla. Oricum, în preajma acestui personaj, repet, veți simți multe, multe, multe emoții și o fericire nepământeană. Schimbare, fericire, soarele și dați în urmă să vedeți ce alte cărți au mai fost. Cu alte cuvinte, dacă îi vedeți așa, nu vă speriați. Nici dacă îi vedeți așa, nu vă speriați. Pentru că lucrurile se pot schimba, repet, și posibil personajul să aibă ceva potențial cu ghidaj divin, e Jupiter, și cu nu persoană în principiu nouă. Și cu optimism. Asta era cuvântul lui Jupiter. Jupiter înseamnă optimism. Poate că și ei sunt optimiști, poate că și voi veți deveni. Așa, cam atât. Numărul 3, cei care ați ales aceste de cărți. Și acesta. Vedem cum îl clarifică. Așa. Ați ales acest individ care urmează să se transforme, s-a transformat, nu știu. Stă și se gândește la renașterea sa. Renașterea sa cu voi, eventual, nu știu. Ce cărți au venit? Castorul. Ceva legat de luna plină. Nu știu când a fost, în fecioară sau în scor. Cred că în fecioară a fost. Luna plină în fecioară. N-are nicio legătură, dar parcă atunci Castor Full Moon a fost atunci. Beaver sau nu, în Castor. Oro, scuzați-mă, am încurcat limbile. Beaver Full Moon. Luna plină. Aceea. A marcat o, nu știu, o reușită în muncă. Pentru că acest personaj muncește foarte mult. Asta ca să știți. Asta vreau să ajung. M-am cam bâlbâit așa un pic. Posibil că vor fi la capitolul comunicare niște blocaje. Oh, ce cărți au venit și aici. Tai Chi. 9 de spade. Da. Simt foarte, foarte multe emoții, dar flowing. 9 de spade. Se lasă un pic copleșiți de emoții. Cum să le vedem? Cum să le punem? Marte. Energia care... Marte. Energia care... Planeta care vă va guverna această relație. Astea două. Cum au venit? Aha.
pe integritate. Au fost mai puține la voi. Sacrificiu. Moderație. Și castorul e destul de moderat, dar... Sau încearcă să fie. Dai ce flowing și n-au de spate. Flowing pentru mine este un soi de spânzurat. Apare și sacrificiu. Și spânzuratul ține de sacrificiu. Pentru ce? Pentru o comunitate, pentru o familie, pentru un anume tip de stabilitate, falsă stabilitate, că e 4, 40, 4 împăratul și casa patra. Posibil acasă. O trebuie să se sacrifice sau pentru comunitate, pentru ceva. Acești oameni muncesc foarte mult. Sunt foarte activi cu Marte. Energia dintre voi va fi destul de sexuală, pentru că Marte este sexual. Și vă va 3 și cu 2, 5. 5 este conflictual, este aduce schimbare sau cheamă la schimbare. Dacă până acum acest personaj se concentra pe puterea sa, pe stabilitate, probabil că în relație cu voi va trebui să crească. Apare Taici și soarele acesta va trebui să crească și, și sufletul și butterfly care se transformă, va trebui să, apropo de transformare, se va transforma într-un fel sau altul, spiritual, va deveni mai spiritual. Pentru că spânzuratul înseamnă spiritualitate, înseamnă și stagnare sau amânare din cauza unor sacrificii, cum am zis mai devreme. Poate că mai sunt alte persoane implicate sau între voi, de se pune problema integrității, a moralității, într-o anumită formă. Dar acest personaj își face foarte multe griji din cauza emoțiilor care curg prin ei în relație cu voi. Posibil în momentul în care îi veți întâlni vor fi, iar transformare, butterfly înseamnă transformarea psihicului, da? 8 ține de transformare iar. Și ați ales și acest scheletuț. Vor fi într-un proces de transformare. Poate s-au sacrificat pentru cineva care n-a fost integru. Sau integră în familie undeva în ce-or fi fost ei. Veți descoperi din acest motiv au rămas cu 9 de spade, cu griji, cu un exces mental. Exces. Vreau să zic că se gândesc prea mult. Analizează prea mult emoțiile în loc să meargă cu... să se lase un pic duș de val. Iar 8 de cupe în aceste de cărți arată altfel. Iar transformare emoțională, energetică. Pentru a-și redescoperi puterile, pentru a-și redescoperi capacitățile spirituale. Eventual în relație cu voi, unul dintre voi veți descoperi, cel care este mai puțin transformat va descoperi. Își va da seama că s-a sacrificat prea mult într-o direcție nesănătoasă care i-a afectat integritatea, moralitatea. Pentru oameni poate frumoși, pentru oameni decorativi, dar toxici. Pentru tentații sau pentru familii tradiționale. Sunt mai multe variante, sunt mai multe elemente. Însă acest personaj este în plină transformare și trece printr-o perioadă destul de stresantă, 9 de spade.
Interesant este că apare Tai Chi, aceasta a fost prima carte, Tai Chi, care ține de moderație, de echilibru. Dorința, repet, de a se echilibra. Și posibil încercând să manifeste echilibru în conflict, în plin conflict, sau să manifeste creștere spirituală dincolo de aspectele materiale, acest personaj v-a atras în viața voastră. Dar, repet, este emoțional, este sensibil, este și se ascunde muncă. Fuge de sensibilitatea sa prin muncă. Are multă energie cu Marte, veți simți multă atracție fizică între voi doi cu Marte, dar vor fi și conflicte, Marte și 5. Conflicte pe care trebuie să le treceți, eventual dacă vreți. Dar a trecut acest personaj prin foarte multe. Aș vrea să clarific totuși. Ce vreau să vă spun. Dacă sunteți femei, latura voastră emoțională îi topește, îi transformă. Repet că îi transformă, că vorbim de transformare, îi topește. Poate că ei sunt mai sus, figurile masculine, mai sus din punct de vedere financiar sau social sau eu știu cum, mai sus sunt într-o anumită poziție. Însă vulnerabilitatea voastră, felul în care voi v-ați transformat, îi ajută și pe ei să se transforme, să se topească. Emoțiile voastre și pasiunea pe care o generați, focul creator pe care îl generați, îi ajută să se transforme. Dacă sunteți bărbați și aveți a face cu o femeie, această femeie, da, a trecut și ea prin mari transformări, de adevăr vă va transforma. 2 și cu 8, 1. Are această putere a manifestării, a începuturilor, din praf, din cenușă, din zero, din umbră, din un anume tip de capacitate de a renaște, că tot am vorbit de renaștere. Și dacă sunt acum un pic stresați, stresate, se vor echilibra. Eventual, această relație îi va ajuta într-un anume fel să se echilibreze. Vor găsi niște tehnici prin care să lupte cu demonii, să lupte cu relațiile karmice și să le depășească. Există niște figuri în viața lor care au încercat să-i domine, să-i pună la pământ. Dar în această transformare și prin această relație, repet, vor găsi capacitatea de detașare eventual, de echilibrare emoțională și spirituală și vor găsi și niște tehnici. Mai te ținești de apărare într-un anume fel. Însă simt nevoia să clarific ceva. Eu curățăm cărțile. Vișem Adonai Mihail, Umis Moi Gabriel, Umirif Mai Uriel, Ume Aholai Rafael, Va Al Roșii, Șefina Tăi. Regina de Cupe, apropo de dragoste absolută. Și 4 de monede și relațiile karmice, 2 de cupe. 2 de cupe. Vezi că voi vă echilibrați, apropo de Tai Chi. Vă echilibrați, însă sunt niște relații karmice care stau între voi, aș spune. Dacă aveți de-a face cu o femeie, această femeie are viziune, are emoții profunde, are o latură emoțională care, efectiv, și o vulnerabilitate emoțională care îi impresionează și nu doar că impresionează, transformă. Face parte din tehnicile sale de manifestare prin emoții și prin vulnerabilitate. Îi dau, cam dezvolui cam multe secrete, dar... Iar am zis de atracție sexuală. Se va transforma cu acest fluture portocaliu, aveți și roșu, primele două chakre, stabilitatea și sexualitatea, creativitatea între voi. Se vor transforma dacă veți fi împreună. Vorbim de relație. Nu știu acum dacă o fi de lungă durată sau de scurtă durată, că se pune problema integrității
Însă, aș vrea să clarific înainte de toate integritatea. Clarificăm integritatea. Clarificăm integritatea. Ce a apărut integritatea? Acestui personaj probabil că place foarte mult culoarea albastră. Albastru, indigo. Posibil și ceva roșu, dacă e bărbat, cred. Dacă e femeie, e posibil acest personaj... Aha, interesant, mersi. Dacă e femeie, acest personaj îi place să se îmbrace așa mai extravagant, să-și pune baticuri, să-și pune brățări, să-și atârne prin părți diferite chestii, accesorii, să se îmbrace neconvențional. Poate chiar să se vopsească, să-și schimbe culoarea părului destul de des, poate și coafiurile, nuanțe de albastru, de blond, de roșcat, șuvițat, în fine. Și roșu, și blond, și negru, și albastru. Probabil că schimbă culoare dacă e femeie. Însă e o notă de tristețe. E o notă... și îmi vine să plâng. Pentru că eu mi-aduc aminte că ce m-a inspirat să lucrez această pictură. Această, dacă aveți de-a face cu o femeie, dacă sunteți bărbați și ascultați la o femeie, hai să că muncește foarte mult, vine dintr-o zonă de întuneric, s-a transformat, s-a sacrificat pentru o familie, pentru o familie în care s-a lăsat pe ea pentru alții și încă e tensionată, încă e îngrijorată în legătură cu transformarea sa, cu ceea ce urmează să manifeste și eventual și cu relația voastră, dacă... Să nu îi se afecteze integritatea, să nu fie văzută altfel decât ar trebui să fie văzută pentru că această... În mod special pentru femei, repet, știu ce m-a inspirat această lucrare. Această femeie a trăit într-o relație karmică foarte dureroasă cu un bărbat care a dorit controlul și care, da, a iubit-o la un moment dat, dar a deviat, a făcut abuz de putere într-o anumită formă. Poate că a avut și niște probleme de sănătate acest bărbat. Această persoană este meditativă, are o latură extrovertită, însă și o latură introvertită, de a zic că este în echilibru, în transformare, în echilibru, vrea să-și găsească echilibru. Are o latură estetică foarte frumoasă, un aspect frumos, dar în spate este foarte curajoasă și înțeleaptă. Posibil uneori să fie judecată ca fiind lipsită de integritate, dar iar această integritate veți descoperi exact cum se așează, să zic, în povestea voastră personală. Poate că lipsa integrității face parte dintr-un trecut al vostru, al lor, însă, inclusiv al acestei povești la un moment dat. Însă, simt multă suferință în această... Eu am plâns la filmul respectiv. Dar, interesant, pe partea activă, martele acesta, care vedeți vine cu roșu, aici este roșu, puteți crește, puteți transforma, vă puteți echilibra împreună. Vom vedea ce alte cărți apar. Regina de pământ, asul de monede și 5 de bute. Integritatea a fost clarificată de un as, de o regină, un as și 5 de bute. Poate că între voi este un posibil început asul de monede, dar, pentru că aici sunt 3 persoane, vorbim de integritate, regina de monede reprezintă și o soție sau o mamă. În spatele acestui potențial să fie un alt personaj care afectează, să zic, puritatea, integritatea. Cu ce? Cu invidii, cu gelozii, 5 de bâte, cu conflicte, cu invidii, cu gelozii.
Eventual, acest as de monede poate să fie un proiect pe care acest personaj încearcă să-l manifeste, că am zis că este foarte muncitor, muncitoare. Are multă energie și sexuală, nu mai vorbim de sexuală, că e Marte. Însă, ia uite, puternic. E foarte puternică. De o putere subtilă, fină. O aș spune, putere de a se sacrifica. Însă, repet, nu-și mai dorește să se sacrifice, vrea să se transforme, să se echilibreze, să crească spiritual, să fie calm în mijlocul haosului, în mijlocul pasiunii, eventual. Chiar dacă e pasiune între voi, atracție sexuală își dorește să fie în echilibru. Să manifeste un soi de creștere a energiei Kundalini, posibil face parte din visurile ei. Pentru că acest personaj chiar lucrează. Bărbat-femeie, dar dacă e bărbat, e o latură asta feminină. Sau aspecte din voi, doamnelor, îi ajută să se transforme. Hai să vedem totuși situația dintre voi. Situația dintre voi, numărul 2. Așa, cum va fi. Da, practică meditația acest personaj. Vezi, îmbrăcămintea asta foarte, foarte neconvențională. Bărbat-femeie se îmbracă foarte neconvențional. Însă unul dintre voi, nu știu care exact, că e și bărbat și femeie, are felul asta de a se îmbrăca mai nomadic, mai flower power din când în când, sau cu influențe asiatice, cu albastru, indigo, mult. Ce apare? Turnul, într-un mod neașteptat, Marte și Turn, probabil Turnul. 8 de monede. Astfel de cupe. Într-un mod neașteptat va veni această întâlnire, această dragoste. Într-un mod neașteptat. După o separare. Și avem aici trăsnete și o separare. Renunțarea la sacrificiu pentru națiune. Renunțarea la sacrificiu pentru națiune. Poate să fie turnul. A, interesant, vorbim de vibrația acestui an. În acest an vă veți întâlni cu acest personaj într-un mod, repet, neconvențional și... A, e interesant, într-o situație de conflict cu acest foc, turn. Într-un mod... Poate veți avea o colaborare cu 8 de monede și 100 de monede, vedeți, vă trau mai multe informații. Dar această colaborare va duce către, uite, o relație stabilă, 4 de bâte, cu răbdare. Veți lucra. Veți lucra împreună. Interesant. Energia divină, soarele, vă va inspira să lucrați cu răbdare la un anume tip de stabilitate, 4 de bâte și asul de cupe. Care această stabilitate, prietenie, colaborare la locul de muncă, pentru că văd monede și 8 de monede, dorința de a lucra. Am zis că este foarte muncitoare acest personaj. Bărbat, femeie, ce-o fi? Nu vedem, mai dăm. Ceva se dărâmă în viața lor, am zis că sunt în transformare, da? Ceva se dărâmă și sunt chemați să muncească la reconstruirea unei clădiri, a unui proiect, a vieții lor. Interesant, și în timp ce vorbesc apare împăratul, stabilitate, dorința de stabilitate sau nevoia de a-și crea stabilitate dincolo de toate trăsnetele și zdruncinătorile prin care au trecut, pentru că s-au sacrificat. Mai mult decât era cazul. Ce apare? Ia uite, spânzurată iar. Dar văd acum o nouă perspectivă. Eventual veți vedea împreună o nouă perspectivă. Și va fi un început în secret. Veți trăi și veți vedea luna și nebunul. Nouă de cupe. Multe emoții veți simți împreună. Dar când veți începe, 0 înseamnă momentul 0-1, va fi un moment, va fi secret.
Am zis, de-aia apare integritatea, ca să nu știe soția sau mama sau fosta relație acestui personaj sau alte personaje, nu știu. Mai dăm. Acolo vin două. Iar ce mai simt? Simt că amândoi trebuie să faceți sacrificii dincolo de familia din care veniți, relația din care veniți, ca să fiți împreună. Veți trăi și veți vedea. M-a părut ceva? Sau mi s-a părut ea? Da, uite că a părut ceva. Wow, 13! De fapt, ca așa arată setul de cărți. 13, moarte și renaștere. Apropo, băi, deci, nu vă jucați cu tarotul. Chiar e fascinant. Astăzi am simțit foarte multă atracție față de tarot. Moarte și renaștere. Și 9 de monede. Deci acest personaj îi se schimbă viața. Acestui personaj îi se schimbă viața și eventual, dacă voi știți că sunteți bine, mai fiți de ajutor, că acest personaj are nevoie de ajutor. Dacă știți că voi sunteți în acest turn, moarte, renaștere, spânzurat, schimbare de perspectivă, vedeți lucrurile, v-ați sacrificat ca fraierii, ca fraierele, pentru ce nu trebuia și trebuie să munciți pentru independența voastră, și vine acest as de monede, această oportunitate de a fi împreună, 9 și cu 1, 10, de a crea o afacere, de a crea o relație de lungă durată, 8 și cu 1, 9. Ce oferiți voi îi ajută în independența lor sau invers. Nu știu, fiți înțelegători. Dar interesant că Marte totuși vă guvernează. Marte înseamnă inițiere. Inițiativă, mai bine zis. Inițiativă. Energie. Persuasiune. Combativitate. Curaj. Pentru a schimba lucrurile. Pentru că, am zis, aveți mulți invidioși. Dacă e o chestiune de proiect financiar, de colaborare, trebuie să luptați cu concurența, dar nu doar cu concurența, dragii mei, și cu relațiile karmice care sunt în jurul vostru și se uită. Și se uită și vă invidiază. Wow. Cu 9 de spade încă are mult stres acest personaj, dar se transformă, repet, se transformă. Acesta este un cerceluș. Am simțit nevoia să pun unul, să nu pun doi. Poate că voi nu sunteți acolo, în această transformare, sau, repet, dacă voi simțiți că sunteți în această transformare, ei vă vor ajuta. Pentru că apare Tai Chi, echilibru între Yin și Yang. Transformare. Da. 2 și cu 8, 1. Manifestați 1. Și prin aste monede. Ceva nou împreună. Dar, repet, trebuie să vă sacrificați și unul și celălalt pentru acest 1, pentru acest început și pentru această reechilibrare a unei, a celuilalt sau a ambilor. Ia uite, 10 de spade, am vorbit de suferință. Eremitul, tăcere! Speranța! 7 de spade, poate iar apar planete care țin de fecioară, eremitul cu planetele de monede și planetele cu cărțile de monede. Fecioară, taur, taur, fecioară, poate și capricorn, dar scorpion, iar speranța. Că se vor vindeca 7. Oh, 7 de spade și împărăteasa. Unul dintre voi are o mamă foarte toxică. 7 de spade ține de minciuni, de ascunzișuri, de furăciuni. Ori o mamă, ori o soție. Asta înseamnă? Care probabil... diavolul și judecata! Da, are o gândire foarte toxică. Judecă, acuză. Nu mai vreau să stau aici. Gata. Dar personajul acesta, dacă voi sunteți, personajul vă ajută să depășiți. Dacă voi știți că aveți așa ceva pe acasă, energie feminină toxică. Dacă sunt femei, aceste femei săracele au avut surori, mame, foarte toxice. Poate să fie și eu o scolă și o rudă și eu știu ce. Gata, hai să liberăm spațiu, că nu...
Iar printul de animale să fie pe gustul cuiva. Apropo de îmbrăcăminte. Da. Asta e. Hai să vedem numărul 3. Ce care ați ales acest îngeraș ferii? Posibil pentru voi relația este, veți simți că este... Deocamdată simt că este primisă de divinitate, de înger, acest personaj în viața voastră. Ori, acest personaj este conectat la spiritualitate, la îngerașii săi, la ce mai fi. Haideți să vedeți ce cărți au venit. Fluturele, în aripatele, da? În aripatele. Fluturele reprezintă transformarea. Ascultați-vă, rog frumos, în playlist-e undeva, dacă aveți răbdare să căutați Psihe și Eros. Psihicul acestui personaj s-a transformat continuu. O invocație. Ah. Interesant, Psihe! Interesant, am uitat că a venit, dar Psihe. Psihicul. E relație telepatică, psihică, sufletească, mentală. Acest personaj, gânditor, gânditoare, destul de introvertit, foarte înțeleaptă. Persoană, bărbat, femeie foarte înțeleaptă cu regele de spade, reținută, temperată. Interesant cum vine această invocație. Probabil că v-ați atras, poate că și ei v-au atras. Apare Marea Preoteasă într-o anumită formă, pentru că e 11, 1, 1, 2, adică cei doi stâlpi de la Marea Preoteasă și 11 de la Justiție. Acest personaj are o putere mentală, ia uitați. Are o putere mentală... Era să zic ceva românește. Are o putere mentală, mare grijă. Energie feminină, dacă aveți de-a face... Deci nu contează feminin, dar energie feminină foarte bine lucrată. Intuiție, percepții, echilibru, stabilitate, dar și curaj. Totuși are arc. Probabil marcaj și în săgetător. Marcaș puternic în semne de apă, o lună, născută, probabil personajul e născut în lună plină sau vă întâlniți la lună plină, nu știu, la o lună plină foarte puternică. Lună plină în Capricorn, nu știu, lună plină în Balanță, că apare 11, lună plină în Februarie, că e 2, 1 și 1, mă gândesc la Marea Preoteasă, posibil. Dar, repet, vă atrageți. Dacă există tendință de exces emoțional, am zis că acest personaj vă atrage. Eventual și voi i-ați manifestat. Dar simt că acest personaj se protejează de excesele emoționale pentru că își dorește să fie în control. În echilibru, temperanța. Da? Să fie echilibrate emoțional și mental. Fizic sau să zic sexual și material. Își doresc să fie un echilibru. Da. Își doresc o relație echilibrată și probabil că asta vor atrage. Sper că asta veți manifesta împreună. Temperanța asta înseamnă Yin și Yang, cel puțin aceste de cărți Yin și Yang. Ce frumos! Da! Când vă vorbiți, îmi place când îmi folosesc lucrările, pentru că știu ce am făcut. Aici, când vă vorbiți, vă vorbiți direct sufletului. E la fel, când vă vorbesc direct sufletului. E o relație foarte transformatoare cu acești cocori, foarte echilibrată, care manifestă și stabilitate, și emoții, și spirit, și mental, aș spune. Da, echilibrată. Regele de spade. Mai reținută în manifestări, eventual. Poate pentru unii să fie cu temperanța și cu acest arc tolbă de săget să fie pentru unii dintre voi, pe lângă elemente de apă în sinastria voastră, chestiuni care țin de săgetător. Momentul, nu știu. Și spuneam, deci acest personaj, deci puterea, așa au venit, puterea și acesta la capătul sitorii de cărți 30. Acest personaj are născut. E o persoană foarte loială. Are născut, e cocorul și aici aveți doi cocori. Își dorește o relație
în care cei doi sunt loiali unul față de celălalt, pentru că această carte e o poveste foarte tristă și în această carte. Acest personaj și această femeie eventual ar fi fost forțată să facă ceva contra voinței ei, într-un anumit fel. Ori o căsătorie, ori să facă niște lucruri contra voinței ei. Și a învățat să crească, să se echilibreze. 2 și cu 9, iar 11, să se echilibreze. Și ia, interesant, 9, mai, și la voi, 9 de spade, 4 de cupe și femeia singură. Dacă această femeie este singură, este spirituală, 6, e numărul 6, dar arată mai degrabă vrăjitoare, o femeie însingurată, dar asumată, care știe ce are de făcut, știe, cred că știe de mică, că are niște calități extra. Wow, că tot am vorbit de psihe, de transformare, de legătură cu păs în aripatele, interesant, în aripatele, dacă e femeie, clar, foarte atrasă de natură, de animale și de păsările, da, fișele. Are o forță, repet, o forță pe care și-a descoperit-o dincolo de mari suferințe, 9 de spade și 4 de cupe, decepții, relații karmice în care a suferit, refuzuri, oamenii au refuzat-o, eventual dacă e femeie. Chiar dacă e frumoasă, chiar dacă e puternică, eventual puterea ei se intimideze pentru unii, da. Relații în care a fost decepționată, alții au ales prieteniile, triunghiurile amoroase, distracțiile versus dragostea pe care această femeie sau acest bărbat, poate bărbat cu aceste calități excepționale, psihice excepționale. 9 de spade. Wow, ce cărți. 9 de spade înseamnă stres. Stres. Stres din cauza faptului că a fost forțată, repet, orca știu ce, care poveste. A fost forțată de familie să facă ceva contra voinței ei. Însă, în acea perioadă în care a fost forțată, claustrată, legată de mâini, eventual, de mâini în sensul evident, simbolic, ce înseamnă mâna, înseamnă manifestare. Acest personaj și-a descoperit o forță mentală. Vedeți, aici este un nou univers. O forță, și vorbim de psihe, de transformare, de naripate, o forță mentală a comunicat cu îngerii și a creat un nou univers și acum manifestă relații, vrea să manifeste relații corecte, relații, chiar dacă e singură, Crown, este singură. Știe că are o forță de a-și atrage partenerul potrivit. Regele de spade e și el destul de singuratic. Poate și atrage un bărbat corect, un bărbat asumat, un bărbat în echilibru. Posibil asta să vrea. Dacă sunteți bărbați, sper să fiți așa cum își dorește această femeie. Dacă nu sunteți, pentru că aici e energie masculină, dacă nu sunteți, ar putea pentru unii dintre voi acest psihic foarte puternic să vă ajute să vă eliberați voi. Poate că pe voi familia v-a pus, nu știu, pentru cine vorbesc, să faceți ceva contra voinței voastre. Să vă căsătoriți cu cine nu trebuie, cu cine nu vreți, să faceți lucruri contra voinței voastre. De ce? De dragul 3, abundenței. A banilor. Dar, eventual, această femeie sau personaj are puterea de a elibera și pații pentru că a putut să se elibereze pe sine. Are o putere excepțională mentală. Aici creează. Și și-a descoperit în acea perioadă de claustrare, de constrângere, și-a descoperit puterea de manifestare. Și așa, uitați, nufărul ăsta și flăcările acestea ies dincolo de această cătușă.
ca un soi de cuțit, simulează niște cătușe. Up, poate cineva a fost la închisoare, nu știu. Dar, repet, cătușele, închisoarea poate să fie mentală, emoțională. 11 iar să fie foarte important, poate e numărul unuia dintre voi. Temperanța iar este simetric, echilibrat. Da, vedeți, acest personaj nu vede în ochi. Cu alte cuvinte, și-a pierdut capacitatea de a vedea la un moment dat de niște chestiuni care țin de casă, dragii mei. Casa acolo, acasă, în familie, ceva. Însă, repet, a descoperit o forță deosebită. Posibil să fie foarte singur acest personaj. Să simtă de mult timp că e, de când era mică sau mic. Probabil când era mic sau mică s-a simțit tot așa singur, singură, părăsită, încătușată, încarcerată, dar dacă a fost așa, și-a găsit, a călătorit mental în diferite dimensiuni și a manifestat această putere psihică. Uf! Posibil acestui personaj îi place, poate să aibă, interesant, să fie mai matură, să aibă părul gri, șuvițe gri, o fi brunetă cu șuvițe sau cu păr cărunt. Dacă n-are ochii verzi, poate că îi place unor să se fardeze mai, știți, cu verde, albastru, negru, mai dark, mai emo, mai rocky, ca mine uneori. Îi place culoarea neagră, verde, ce mai? Verde, uneori și alb. Aș spune. Ca și îmbrăcăminte. Măi, dar are o coroană, are o conexiune cu divinitatea. Apropo de îmbrăcăminte. Știți ce mai simt? Simt că acest personaj, bărbat, femeie, variază, voi știți, îi place să intre, din punct de vedere vestimentar, nu neapărat, să intre în diferite roluri. Vestimentar, nu altfel. Mi se pare interesant. Tocmai dacă a fost forțat să fie într-un anume fel, forțat, forțată, își dorește să fie altfel din când în când. Apropo de transformare și transformarea asta, aha, interesant cum vine mesajul. Fiți atenți că nu e chiar așa aleatoriu această schimbare vestimentară. Nu, o face cu un anumit scop, pentru că știe scop, știe ce manifestă. Mm-hmm. Da. Dacă e bărbat, probabil că are trăsături regulate, frumoase, buze frumoase, nas frumos. Este mai meditativ. Poate părul un pic mai lunguț, cum în această poză. Regele de spade, ca și regina de spade, în general, sunt văduvii sau singuraticii zodiacului. Da, sunt în urma unor decepții, au rămas, s-au închis în ei. Nu că nu știu să iubească, iubesc foarte profund, dar au fost foarte dezamăgiți, au suferit și psihicul lor este, să zic, foarte puternic și sensibil la adevăr, la dreptate și la dezechilibru, în sensul că își doresc echilibru, nu dezechilibru. Nu vor excese emoționale, da, vreau dragoste, dar vreau o dragoste echilibrată. Tocmai pentru că au trăit restricții. Așa simt. Și interesant, ați ales un set de cărți care ține de spiritualitate. Intuitiv sau conștient. Acești oameni merg către spiritualitate. Dacă voi sunteți aici femei puternice, îi atrageți, i-ați atras, au visat la voi. Cât timp au fost încarcerați, cum să zic, încarcerați, limitați de familie sau de societate, neapărat de familie. I-ați atras. E un joc al planetelor care v-a adus împreună. Și
Dacă voi sunteți femei care practicați spiritualitatea, voi viața atras. Și viața atras pentru că sunt la fel de puternici ca și voi, însă trebuie să-și descopere forțele. La fel de loial ca și voi, însă, repet, trebuie să-ți descopere dincolo de suferințele prin care au trecut. Și... 4 de cupe, 9 de spade și... Așa, asta era. Uite, asta era, da? Pentru unii dintre voi veți simți că îngerii v-au trimis această figură în viața voastră, la care ați meditat, ați gândit, ați visat, poate nici nu vă dați, nu mai vă amintiți exact când. E un vis din copilărie. E un gând într-un moment de suferință mare, de tensiune mare, care ați dorit să vă eliberați. Dar, dacă v-ați atras, v-ați atras pe cineva care seamănă cu voi. Că asta înseamnă temperanța, este un echilibru care seamănă, are calități asemănătoare, încă eventual nedescoperite sau poate chiar descoperite. Curățăm cărțile. Bishei, Adonai, Mimi, Mihail, Mismol, Gabriel, Melifnai, Uriel, Me Afalau, Rafael, Vaal Roșii, Șechinate. Interesant, a apărut 5 de bute. Da, am zis că trebuie să lăsați pe cineva, ori au lăsat ei. E un moment de eliberare în care trebuie să renunțe și voi și ei la această reținere, încarcerare, încătușare. Cineva a ținut o relație karmică, poate, repet, să fie și din familie. Cineva ține de ei și își doresc libertatea și eliberarea. Chiar dacă asta înseamnă să fie singur mult timp. Să fie singur mult timp. Pentru unii posibil în momentul în care veți întâlni sau în perioada în care veți întâlni acest personaj, mi-atrage atenția cioara. Unii dintre ei să fie într-un doliu. Și de ce vorbesc de doliu? Am vorbit la regele și regina de spade că sunt văduvi, dar nu neapărat cioara. Mi-aduc aminte de Edgar Allan Poe. Da? Poezia aceea celebră. Corbul care venea și ciocânea la fereastră. Semnale subtile, idei. Și totuși, între voi va fi lumină. Între voi va fi lumină. Iar doi de bute, alegeri. Acest personaj vă cheamă să alegeți o nouă viață, aș spune. Posibil pare mai ciudat cu această vrăjitoare, această femeie matură și singură, dar înțeleaptă, asumată, în echilibru. Și asta înseamnă echilibru. Dar care poate să iubească foarte profund. Și până să iubească un bărbat care merită, pentru că, repet, ceva a fost în viața ei, dacă vorbim, și de bărbat, dacă ar fi. Iubește natura, iubește animale, iubește alte ființe ca să-și păstreze dragoste și să manifeste, pentru că am zis, știe ce face. Această femeie, eventual, că văd că e femeie totuși, femeie, știe ce face, știe de ce își pune verde, de ce își pune negru, de ce se îmbracă într-un anume fel, știe foarte bine ce face. Și repet, vă atrage cu psihicul, aveți psihic. Atrage. Către cercul său magic, eventual vă atrage ca să vă schimbați, nu știu, mesaje și mesaje. Uite. Dintr-o zonă de gheață, de stres, de lacrimi. Se lasă așa. Vedeți că și această persoană are în spate un cerb sau mai bine zis un elan
Poate să fie spiritul vostru, totemul vostru și să vă atragă, pentru că 11 și 11 posibil să aveți o misiune împreună, ceva de echilibrat într-un anume fel. Hai să vedem totuși. Da, uite, ieșirea din spatele gratiilor. Nu știu cine a stat în cătușe, în gratii, chiar dacă sunt metaforice. Dar dacă, nu știu, cine ascultă, a stat în asemenea condiții la un moment dat, cândva, fizic, cealaltă persoană a stat metaforic, mental și emoțional și știe senzația. Pentru că nu trebuie să stai musai în spate, interesant, dar nu trebuie musai să stai în gratii fizice. Uneori, cele mentale sunt mult mai groaznice, dar, repet, descoperiți universul, paralele, care probabil s-au intersectat la un moment dat cândva și acum vă readuc împreună. Descoperiți că aveți o capacitate mentală excepțională și unul și celălalt, aș spune. Poate v-ați manifestat în 5D, eu știu ce, iar vorbesc, ia uite, participatul de cupe, de monede. Apropo, 4, iar e un număr simetric, 2 și 2, 2 de bâte și 2 de bâte în tarot. Aveți participat la ceva ce ține de credință, de stabilitate, de schimbare de situație, de schimbare de energie între voi și poate chiar și la nivel colectiv. Ia uite, politică. Cineva a fugit, s-a mințit, a trăit în relații frauduoase. Am zis bine? Dacă mai greșesc, să mă scuzați, da? Ești 7 de spade, micinosul, fugăciosul, furăciosul. Puteți să mai adăugați la bip, bip, fuck boy, fuck girl. Nu știu dacă e fuck girl, nu cred că, femeia nu cred că a fost fuck girl. Dar e energie masculină, da? Iete, pentru ce? Pentru abundență. Dar acum se poate manifesta ceva nou. Această relație intră... Na, e ca o stea. V-a spus o dorință la un moment dat, când un pic ca o stea. Să aveți o relație echilibrată, corectă, loială, oameni puternici. Și te-și apare. Apare relația. Ia uite. Care sparge convențiile, care sparge blocajele astea, cătușe, gratii, convenții, tradiționalism cu regele de monede, dorința de material, de abundență materială versus transformare, creștere spirituală. Băi, ce mai apare? Ia uite, tot vrea să apară. Dar e multă suferință, nu de spade. Aici apare un bărbat care este tot așa, îngândurat, însingurat, trist. Mai, cred că amândoi într-o formă sau alta ați fost la fel. Ia uite ce a apărut. Turnul, fighting, cavalerul de spade, moralitate, regina de spade, regele și regina de spade și master. Măi! Am zis că au fost chestiuni de imoralitate, moralitate, restricții, restricții de libertate, de libertate de gândire, libertate de manifestare la un moment dat într-o anumită formă. Și acest personaj vine să vă dărâme întreaga viață, da, să renunțați la toate relațiile karmice care au stat în calea realizării voastre spirituale, master. Acest personaj este un... Doi, nu vă supărați cu vrăjitoarea și cu puterea. Este maestră. Maestră. Persoană foarte spirituală. Foarte spirituală, conectată la intuiția sa. Iar mesaje, mesaje, mesaje. Morală. Însingurată. Preferă singurătatea decât să facă contravoinței sale... Pentru că, repet, a experimentat acest sentiment și știe cum este. Foarte loială. Morală, asta înseamnă loială, da? Și a devenit așa, luptându-se și ele și ei ce-or fi s-au luptat cu dușmanii, cu gândurile acestea negative, cu oamenii care le-au zdruncinat echilibru, cu persoanele toxice, de care s-au eliberat. Și, eventual, voi aveți de eliberat. Uau, ce mesaj!
Într-un mod neașteptat și ce frumos, ia uitați mai, 10 de cupe. Armonie. Vă veți regăsi pacea. Vai. Renaștere. Vă veți regăsi pacea, armonia, puritatea. Vă veți vindeca copilul interior împreună. Psihic, apropo de psihic, ia uitați albastru. Veți renaște. Și veți împărtăși receptivitatea. Regina de cupe și regina de bâte. Apă și foc. Veți împărtăși și pasiune și foc și creativitate și abundență și emoții. Dacă sunteți bărbați, trebuie să descoperiți latura voastră feminină în cazul în care nu ați descoperit-o alături de această femeie. Mai. Eventual, va trebui să vă luptați cu relațiile karmice, să vă eliberați de gânduri, de persoanele agresive care vă rețin și vă manipulează sau vă îndeamnă să faceți ceva ce totuși n-ați vrea, oricât ar fi de avantajos, să zic, financiar, că am văzut regele de monede. Și va trebui să luptați pentru moralitate și pentru creșterea voastră spirituală. Vedeți, și astfel se parcă ar fi niște fluturi. Foarte multe... Seamănă multă poveste, dar am încercat cât am putut să explic părți din caracterul lor, din povestea lor, eventual și a voastră. Interesant. Fiți atenți, nu știu, poate cineva să se documenteze. Cine are părul albastru? Părul albastru? Dintre cei care nu sunt tereștri. Părul albastru. Pentru că văd și la ei și la ele, să zic. Nu contează ce culoare de păr aveți. Spiritual. Posibil să fiți de pe... Să fiți ființe divine, divine noi, scuzați-mi expresia, să fiți întrupați pământeni, dar să nu fiți pământeni unii dintre voi. Și știu ce zic, dacă nu știți, asta e, treceți peste, că poate nu o să fiți toți. Dar unii, dacă simțiți că nu sunteți pământeni, vi se confirmă acest mesaj și atrageți un personaj care tot așa e out of box. Nu e ca toată lumea și foarte puternic, puternic, conectat, master. Puterea, master, puterea, vai ce cărți. Sper că v-a plăcut, măi, dragii mei. Și mai facem, mai facem și altele, poate mai simple. Iar am tendința să mă complic. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ceau, ceau.